Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune, Oameni și Fapte. Această emisiune poate fi văzută sâmbătă de la orele 21, marți de la ora 16 și vineri de la ora 22. Sigur, emisiunea poate fi văzută în județul nostru, în Maramureș, în Sălaj, în Bistrița, în Săud, în Cluj, Napoca, până în Turda, departe. Poate fi urmărită pe internet și este preluată de televiziunea italiană Casa Mia. Stimați telespectatori, am realizat emisiuni cu o serie de oameni valoroși din județul nostru și din alte județe. Amintesc pe prefectul județului, pe conducători de instituții, primari, oameni prosperi, invitați aparte, cum a fost rectorul Universității Babeș-Bolyai, cum a fost marele maestru al Marei Loji Naționale a României, și alți oameni. De data aceasta m-am oprit în Satul Mare și am un invitat pe care îl stimez pentru tot ceea ce face. M-am interesat și vă spun sincer, stimați telespectatori, că am aflat lucruri foarte interesante despre un om care realizează lucruri minunate pentru oameni. Este domnul bucureșteanu Marius, directorul general de la REMAT, Satul Mare. Domnule director, vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Vă mulțumesc că ați poposit în televiziunea de Nord-Vest și sper că vom avea o discuție foarte frumoasă despre dumneavoastră, despre gânduri, despre idei, despre sentimente, despre trăirile dumneavoastră. Domnule director, la început, nu mă întrebați de ce v-am invitat pe dumneavoastră și nu pe altcineva. Eu sper. Bună ziua, în primul rând, dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Vă mulțumesc pentru invitație și trag așa un dram de speranță că pentru reciclarea materialelor m-ați chemat. Deoarece are o însemnătate mare, căruia societatea încă nu e pusă la nivelul potrivit. Și am să justific în continuare. Da. Un om simplu când ne aude, eu spun REMAT. Ce să înțeleagă un om simplu când spui REMAT? În general, oamenii înțeleg o societate de stat, pentru că nu și-a schimbat denumirea de multă vreme, dar se înșală, pentru că este o companie privată din 1991. Și care face parte dintr-un grup de firme care cuprinde toate rematurile din Ardeal, respectiv o bună parte din Moldova. Deci suntem cea mai mare companie din România care funcționează și are activitate pe deșeuri. Și dumneavoastră de când lucrați la REMAT? Eu sunt în al 11-lea an de REMAT. Mulți înainte. Mulțumesc. Mi-a spus 11, am crezut că e o cifră mică, dar 11 ani. Este extraordinar. În ăștia 11 ani ați avut și succese și insuccese, urcușuri, coborâșuri. Totuși eu vă întreb, care a fost cea mai mare satisfacție a dumneavoastră în ăștia 11 ani în privința activității de la REMAT? Cea mai mare satisfacție când îmi văd oamenii mulțumiți și pleacă acasă sigur că mâine vor veni iarăși la locul de muncă. Cel mai greu mi-a fost să reducem numărul de personal, întrucât acum 11 ani eram peste 100 de persoane în REMAT și doar din cauza tehnologizării a utilajelor care au fost achiziționate, a trebuit făcută reducere de personal. Momentan suntem la 38 și vă dați seama să anunț 60 de persoane că sunt liberi. Evident, nu deodată. Câte doi, e cel mai greu lucru posibil. Nu doresc la nimeni. Înseamnă că sunteți uman și țineți mult la oameni. Disponibilizările le-am făcut în principal pe criterii sociale, adică cine are familie, copii, a rămas. Bineînțeles, trebuia să și dovedească la locul de muncă că e apt și implicat în ceea ce face.
De fapt, cine sunt salariații dumneavoastră? Suntem o echipă de 11 oameni care colectează în teritoriu, adică în Valea lui Mihai, în Carei, în Tășnad, în Ardud, în patru locuri în Satu Mare, în Sein, în Negrești. Înseamnă că aveți mai multe puncte, mai multe centre. Da, am venit în întâmpinarea oamenilor pentru că deșeurile, mai ales cele metalice, fiind în scădere, oamenii n-au mai venit din Negrești până în Satu Mare să aducă 300 de kg de fier sau de hârtie. Așa că am deschis noi acolo și când se adună acolo o cantitate mai mare, îl transportăm de la punctul nostru de colectare. Domnul director, ce materiale sunt de fapt pe care le colectați? Am înțeles fier, hârtie? Hârtie și carton. Da. Sunt două sortimente, da, acolo, două hârtie sortimente. Și carton. O gamă foarte largă de plastice, unde aș enumera folia, lăzi de bere, PVC-ul, bare auto, foarte multe. Sunt multe. Rafia, de exemplu. Toate astea vin din ambalaj. Da. Și firmele sunt obligate de mediu și și interesate financiar să predea aceste deșeuri și noi le recompensăm. Pe toate sunt plătite la kilogram. Înseamnă că aveți niște colaboratori în toate zonele acestea, niște oameni care, cu care colaborați. Aveți și din afara orașului, din afara județului. Sigur că da, sigur că da. Deci în afara celor 11 care colectează la punctele noastre de colectare, am cel puțin 11 alte firme, alte societăți care fac colectare, după care vând deșeurile către Remat. Dumneavoastră le cumpărați. Așa este, nimic nu este de gratis. Orice achiziționăm noi, renumerăm financiar. Am vorbit despre salariați. Ați rămas cu 38. Înseamnă că dumneavoastră asigurați 38 de salarii. Da. Întindeți o mână de ajutor acestor oameni, pentru că altfel ar fi... E viceversa. Și ei întind două mâini de ajutor. Așa când este. Vin la servici. Așa este. Dar sunteți mulțumiți de felul cum lucrează. Da. Asta e important. Dacă dumneavoastră spuneți, da, înseamnă că sunt serioși și după lucrează. Disponibilizarea a 60 de persoane, nu am nicio ezitare să disponibilizez încă unul sau doi și să-l înlocuiesc cu alții, unul sau doi. Da. Dar de o bună perioadă nu s-a mai întâmplat nicio abatere, nicio... Oamenii sunt serioși. Transportul materialelor, da, este făcut de dumneavoastră sau îl aduc ei și plătiți transportul? Sunt firme care doresc să-și facă dânsi transportul, dar suntem echipați cu camioane, camionete care să asigure transportul pe tot județul. Domnule director, eu sunt așa curios din fire și întotdeauna tot întreb și iertați-mă că o să sar de la una la alta. Spuneți-mă. Am auzit de acțiunea asta, Rabla. Da. Trece pe la dumneavoastră? Da. Deci sunteți, da, implicat în... Suntem implicați, cred că Rabla este la al 8-lea an. Da. În primul an am avut aproape 2000 de mașini colectate, iar în ultimul an, adică acum anul 2013, am avut în jur la 150. Este foarte puțin. Pentru că n-au fost fonduri la București, pentru că au crescut valoarea tichetului, de la 3800 de lei l-a urcat la mult mai mult și n-au mai fost resurse. Doritori pentru programul Rabla ar mai fi fost. Da. Acum v-aș întreba, tot curiozitatea mă îndeamnă să vă întreb. Străini, da, vin la dumneavoastră. Pentru? Colaboratori. Poate să aducă materiale sau să cumpărați de la ei. Să știți că întrucât în România se prelucrează destul de puțin deșeurile, o mare parte dintre ele ajung la export. Și atunci pe fier aș da exemplu portul din Constanța, unde ajunge foarte mult fier în Turcia. Sunt cele mai mari combinate din lume acolo, în Turcia. Ajunge fier chiar și din Statele Unite în Turcia. Aș da exemplu folie care ajunge foarte mult în China. Se știe, China e o țară în continuă, da, dezvoltare.
Așa că noi procesăm. Noi procesăm și ajung materialele către țările care construiesc ceva. Noi nu construim, noi suntem încă în faza de demolare. Vin ei după materiale sau le trimiteți dumneavoastră? Vin ei, au traderi, e totul organizat, pus da. La punct. Știți de ce v-am întrebat? Când v-am căutat pe dumneavoastră, abia am putut intra cu mașina până acolo. Și era un tir străin și era pe gânduri să s-a oprit pe dreapta, să întoarcă. Mi-am pus problema, oare Consiliul Local, chiar primarul, care este un om energic și cu inițiativă, nu se gândește că acolo sunt atâtea firme în zona aceea și că ar trebui să creeze utilități pentru a-și putea desfășura activitatea. La ce mă gândesc? Dumneavoastră sunteți un bun contribuabil al bugetului municipiului. Plătiți taxe și impozite și cred că destul de mari. Să știți că după fiecare kilogram de deșeu colectat se plătește o taxă de 16% impozit pe venit și 3% fond de mediu. Formidabil. Și dacă am aduna firmele care sunt pe strada noastră, și anume Remat, Abomix, Depozit Petrom, care a făcut și cel mai mare profit anul trecut, în 2012, da. În România, plus mai este fabrica de mobilă Firoc, ar da niște sume colosale care merg către impozite. Și din păcate, din partea autorităților există și o explicație plauzibilă, și anume că zona nu are canalizare și drept urmare prima dată vor să facă canalizare și pe omul șosea. E de înțeles. Are dreptate. Dar până atunci trebuie întreținut. Și asta se înțelege destul de greu. Adică cu un camion de pietriș și cu un cilindru se rezolvă problema pe 3-4 luni să putem circula. Până acum s-a realizat, astăzi sau ieri când ați fost dumneavoastră la noi, acum e practicabil, a fost mult mai prost. Se înțelege foarte greu, ori nu sunt fonduri, nu știu. Eu sunt ferm hotărât, dacă nu se vor conforma să repare drumul, blochez o intersecție cu oamenii mei fără nicio ezitare. Bine, nu sunt este tânăr, soluția. Neliniștit, am luat măsura, așa facem. Și să vedeți că pe omul se mișcă lucrurile. Domnul director, nu asta e soluția. Soluția este să-i lămurim și după emisiunea asta, cred că domnul primar o să întindă o mână de ajutor, pentru că să știți că vrea. Are bun simț și când îl sesizezi, se răspunde și încearcă să facă mult. Aveți dreptate, dar eu cu o problemă așa minoră nu pot să-l caut permanent pe dânsul. De câte ori am ajuns la dânsul, a doua zi, a treia zi, într-o săptămână s-a rezolvat. Trebuie să-i caut pe ceilalți. Domnul Coica nu este permanent în birou și nu poate să se ocupe numai de strada depozitelor de un camion de pietriș. Da. Sperăm să facă canalizarea și pe urmă și șosea. Pentru că eu am pierdut clienți așa care nu mai vor să vină pe strada noastră. Și asta mă deranjează cel mai mult. Eu cred că aveți perfectă dreptate și am văzut cu ochii mei și eu invit pe conducătorii noștri să facă o vizită până acolo și după aceea își vor da seama că relațiile dumneavoastră cu diferite firme și cu străinii se vor rupe din cauza acestui impediment care se numește un drum de ce știu, o jumătate de kilometri. Sunt 800 de metri. Da. Care se circulă în treapta întâia și a doua cu o mașină. Așa este. Mică. Domnule director, eu înainte de emisiune m-am interesat despre soarta dumneavoastră, dacă îmi voie să spun așa. Știu că proveniți dintr-o familie în care educația a fost pe primul loc. Și mă bucur pentru faptul că îi moșteniți pe părinți, ați împrumutat tot ce este bun de la ei. Spuneți-mi ceva despre familia dumneavoastră. Tata a murit, din păcate, acum... Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. O mai avem pe mama. Îi am pe ambii socri. Suntem în relații extraordinare. Despre familia aș mai spune că am două fete minunate. Crește sufletul când ajung acasă. Să vă trăiască, să vă bucurați de rezultatul muncilor, de educație. Mulțumesc. E frumos. Veți sărbători Crăciunul.
Îl faceți în familie? Evident că da. Ce frumos a spus. Ca și cum aș fi pus întrebarea de prisos. Da. Da, era și normal. Sunteți un om credincios? Da. În schimb, familia în care am crescut, o parte din familia mea lucra în funcții importante în stat și nu se frecventa biserica pe vremea comunismului, da. Vreau să spun eu, da. Înainte de 89. Și odată ajuns la 14-15 ani, îți vine greu, nu știi ce ai de făcut în biserică și nici în ziua de astăzi eu nu frecventez biserica la 2-3 luni odată, eventual. Și la sărbători. Și mă bucur că, de exemplu, fratele meu merge acum periodic și eu intenționez să-mi iau fetele și să le duc la biserică. E o chestie Am frumoasă. Pierdut în copilărie lucrul ăsta, da. și încercăm să-l îndreptăm. Știți, domnule director, într-un sondaj făcut cu poporul român, deci pe plan național, acest popor al nostru are încredere în trei instituții. În biserică, în școală și în armată. În școală și armată mai cade pentru că s-a deteriorat, dar biserica a rămas. Și biserica adună oamenii și se învață lucruri bune. Ați răsfoit Biblia? Da. Sincer, nu am citit foarte mult pasaje din ele, da? Dacă vă spune ceva, cred că m-ați înțelege. Acolo în Biblie scrie că fiecare își poartă crucea lui. Și mai spune că Dumnezeu este iubire. Nu credeți că în ultima perioadă a apărut răutatea, invidia, dușmânia, se ceartă frate cu frate, copil cu părinte, pentru o brază de pământ, pentru lucruri minore? Există această răutate. Oare noi, poporul acesta, trăim în iubire? Părerea mea că în iubire nu, dar dacă primești o educație corespunzătoare acasă, chiar dacă ești supărat pe cineva pentru o brază de pământ, poți să treci peste, părerea mea, fără nicio problemă. Așa este. Chiar dacă în Biblie nu scrie că întoarce și fața cealaltă, scrie cu totul altceva. Scrie da. Să iei dacă o piatră și... cu pâine... Nu scrie să dai cu pâine înapoi, nu scrie. Da. Altceva scrie. Da. Altceva scrie. În schimb, nu e un sfat de urmat. Cum ne învață oamenii biserice, poți să treci fără și fără să dai înapoi cu piatră. Așa este. Așa este. Nu credeți că ne-am îndepărtat prea mult de interiorul nostru și că acum se caută să se câștige cât mai mult cu muncă puțină sau fără muncă? Ce ar trebui să facem? Știți că de a câștiga cât mai mult te determină economia de piață. Dacă nu câștigi cât mai mult, e scos de pe piață de către alții. Și poți să închizi porțile și să dai afară oamenii. Deci fiecare societate astăzi își dremuiește banii și consumul la milimetru. Îmi place pentru cum a supraviețui. Oricum vă întreb, se vede gândirea economică la dumneavoastră, care este perfectă și este excepțională, care vă ajută, de fapt, în activitatea dumneavoastră. Numai pe un director, numai cifrele economice îl țin în poziția pe care îi. Dacă nu sunt bune cifrele, la revedere, încercăm cu altcineva. Așa este. Așa funcționează. Așa este. Am mai întrebat pe invitații mei un lucru și vă întreb și pe dumneavoastră. De fapt, îi întreb pe cei care sunt demni să răspundă la întrebare. Domnule director, avem o țară bogată. De fapt, și învățăm la geografie. Avem o țară mare, frumoasă și bogată. Într-adevăr, e bogată. Are resurse ale subsolului extraordinare, are munți, are ape, are râuri, avem inteligență. De ce se trăiește prost în România? Activitatea pe care o depunem noi la Remat este o alternativă a stopării, cum să vă explic eu, a furării resurselor naturale.
activitatea pe care o facem noi, dacă îi dau o altă denumire, i-am putea da mineritul urban. Pentru că noi colectăm... Exact. Protejați resursa de minereuri. Exact. Uitați, de exemplu, deșeul de plastic este produs din deșeu petrolier. Decât să exploatăm cifrele oamenilor de specialitate, ne arată că mai avem petrol în lume pentru 30 de ani. Și noi aruncăm la groapa de gunoi materiale plastice, doze de bere, pe care, peturi, pe care noi le colectăm, le plătim către oameni, le valorificăm și, drept urmare, nu trebuie abuzate resursele naturale. Ăsta este un detaliu care ne scapă. Care ne scapă. E bine că a spus să audă oamenii ce însemnătate are. Că lumea ce spune? Ce, păi, eu dau spun la că nu oamenii trebuie să audă, ci autoritățile politice. Sigur. Pentru că vedeți la televizor în fiecare zi sau a doua zi apare că trebuie să consum 2 litri de apă. Dar dacă noi continuăm să aruncăm la groapa de deșeuri de la Doba este pentru deșeuri biodegradabile. Și acolo ajung peturi, ajung doze de bere, ajunge carton, ajunge o grămadă de deșeuri reciclabile. Păi nu o să avem 2 litri de apă pe zi dacă noi continuăm așa. Aspectul ăsta nu-l ia nimeni în considerare. Da. Și oamenii aruncă la groapa de gunoi, de la baterii începând, tot. Asta e o problemă. Să știți că în vest se reciclează 99% din deșeul provenind de la gospodăriile oamenilor, 99%. Cum ajunge și noi și la noi, asta? Nu, uitați, de exemplu, uite, o dată statistică, orașul Nirechazov, care este ca număr de locuitori aproximativ egală cu satul mare, reușește de 2,2 ori mai mult carton să colecteze decât satul mare. Pentru că noi îl ardem, îl aruncăm la groapa de gunoi, acolo se amestecă cu alte deșeuri umede și nu mai poate fi reciclat. Da. Domnule director, tot auziți mereu la televiziune, pe posturi, în presă, că foarte mulți medici, profesori, ingineri, oameni, specialiști, pleacă din țară. Culmea, am întrebat elevi și studenți și am auzit că un răspuns din ăsta care m-a uimit. Abia aștept să plec. Plec oriunde. De ce credeți că pleacă oamenii ăștia? Ce ar trebui să facem? Să-i oprim? Pentru că oamenii inteligenți merg și își pun inteligența la dispoziția altor țări, în loc să lucreze cu inteligența lor aici la noi. Da. Consider că unii dintre ei nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Apreciați nu înseamnă neapărat renumerați financiar mult mai mult, ci să audă faptul că ești bun și mă bucur că ești printre noi. Deci să-l aprecieze. Da. Una dintre păreri, da? Și o situație de astea am pățit-o și eu lucram în învățământ și am avut o medie mare să ocup un anumit post și puteam alege dintre școli și a fost ocupat postul de o persoană care nici n-a fost la examenul respectiv. Adică eu am părăsit învățământul din orgoliu. Înțelegeți? Și probabil că și medicii fac același lucru. Or să nu uităm, ei au oferte foarte mari de afară. Așa este. Și într-un fel îi înțeleg că se gândesc și ei la familiile lor. Aici n-au cu ce opera, n-au cu ce pansa, n-au nimic. Da. Domnule director, ce așteptați de la viață? Eu mă simt realizat și acum. Îmi place că spuneți. Da. Și legat de fiicele dumneavoastră, ce viitor le vedeți? Vă întreb așa, de la părinte la părinte. Fiecare ținem la copii și noi vedem viitorul și tot ne gândim. Și vedeți că nu coincide cu ceea ce spre ce optează copilul, spre ce are talent, atracție. Dar să știți că țara asta poate oferi și pregătire. E adevărat că educația a scăzut, inspectoratul școlar despre care vorbeați, din păcate spun, nu își prea găsește locul și pe foarte mulți îi îndepărtează. Pleacă oamenii valoroși. Da.
pleacă oameni valoroși care puteau sluji învățământul cu credință, da, cu pregătire, cu pasiune, cu dăruire. Nu există, nu se ține cont de treaba asta. Se ține cont de, ca în alte sectoare, totuși gradele de rudenie și cumetriile sunt la ordinea zilei. Uitați, urmăresc viața politică poate de prea tânăr, de pe la 15 ani, să zic. E bine. Și o perioadă, nu știu câți ani, erau în piața universității, mă rog, nu știu, o grevă, un sindicat organiza grevă și o pancartă scria singura soluție încă o revoluție. Da. Vezi că nu e corect pentru că sunt mijloace democratice și trebuia alesă o altă formațiune politică. Astăzi eu nu văd alternativă. Și acum tind să cred că pancarta era corectă atunci. Da. Să, mă rog, nu vreau să instig pe nimeni să iasă în stradă. Să nu se întâmple chestia asta, că nu avem nevoie de așa ceva, mai ales că acum este chiar perioada în care comemorăm pe eroii care au căzut. Să știți că mulți dintre ei au murit degeaba. Și îmi pare rău, aseară am văzut o emisiune la televiziunea cealaltă, la Informația, și să știți, mai multe documente am citit că nu prea a fost revoluție. De exemplu, Aurel Rogojanu, în cartea aia teribilă care a fost lansată, demonstrează ce s-a întâmplat atunci când a venit și generalul Vlad Iulian la Satu Mare. Și am discutat problemele acestea. Domnule director, aveți regrete? Nu. Aia e bine. Nu. Uitați, un om tânăr cu funcție foarte importantă nu are regrete. Este pentru mine o surpriză. Înseamnă că tot ce ați făcut dumneavoastră ați făcut bine și să știți, un conducător când ia o decizie și o ia pe bază legală, nu poate să aibă regrete niciodată. A făcut așa cum spune legea. Mă rog, nu e sigur că a ieșit tot timpul bine, dar odată ce în conștiința mea s-a întipărit că așa va fi bine, pe mă nu mai am regrete, chiar dacă iese mai strâmb. Da. Am văzut că v-a spus firma la punct, aveți compartimente, fiecare cum lucrează, puncte. Ce lipsește firmei dumneavoastră? Momentan canalizarea de pe strada depozitelor. Și asfaltarea. Și asfaltarea, da. Și când va fi canalizată, vreau să spun că platforma noastră este de 6 hectare. Este cea mai mare platformă a unui remat din Ardeal, ca întindere. Pe vremea comunismului totul s-a făcut la cote foarte largi. Da, da. Teoretic n-am avea nevoie de chiar așa mult spațiu. Și s-a făcut pentru utilajele de atunci, platforma respectivă. Utilajele de astăzi nu prea le mai suportă betonul de atunci. Da. Și le peticim, schimbăm, ori prima dată îmi trebuie canalizarea ca apa de pe platformă se scurgă undeva. Și sunt blocate unele investiții până nu termină canalizarea. Canalizarea, da. Cred că se va face, pentru că e o zonă industrială puternică, cu atâtea firme care aduc bani la buget. Primăria trebuie să-și dea seama că trebuie să satisfacă pe acei oameni care îmbogățesc bugetul municipiului. E o gândire care nu trebuie să fie mare economist. Da. Sigur, ei justifică cu lipsa banilor, dar odată ce își vor da silința să oprească evaziunea fiscală din multe domenii, se vor găsi resurse financiare pentru învățământ, sănătate, drumuri, etc. Așa este. Dacă mâine ați câștiga la loto 1 milion de euro, ce ați face cu ei? Aș împărți familiei, probabil. Deci, nu... N-aș pleca din țară sau... Da. Ați rămâne aici și v-ați dezvolta. Da. Asta este. Dar n-am jucat la loto niciodată. Așa că puține șanse să câștig eu la loto. Așa este. Domnule director, nu v-ați gândit și la următorul lucru? Să vedeți cât costă o canalizare din aia și un drum, să vedeți cât poate să dea urgent primăria și să contribuiți fiecare firmă de pe strada dumneavoastră să se realizeze mai repede.
chiar cu unele obligații ale primăriei în viitor, să vă facă și alte lucruri în schimbul banilor pe care îi puneți dumneavoastră. Consider că dacă mi se vor cere 10 lei să contribui la canalizare, n-am să-i dau, pentru că nu-mi cuvine mie responsabilitatea canalizării. Așa este. Și nu vorbesc de sumă, de 10 lei, nimic nu vreau să dau dacă îi aparține primăriei această lucrare. Da. Dar v-ați uitat așa pe rol, pe unde sunteți pus, că e o ordine acolo. Din contră, de câte ori s-a spart camere de aer a camioanelor pe drumul ăla din cauza gropilor, trebuia să le cer recompense sau daune. Și n-am făcut nici treaba asta, așa că nici eu nu doresc să contribui la canalizare. Da. Da, asta e gândirea bună. Așa este. Pe mine chiar mă neliniștește, de-aia am revenit la problemă, mă neliniștește faptul că nu se poate intra la dumneavoastră. Vin străini și se întorc din drum. Vrem să creștem ca și colaborări, să vină întreprinderi de afară să colaboreze. Apropo, dumneavoastră țineți legătura cu alte firme cu profilul dumneavoastră din țară și din afară. Ați fost pe la ei, vedeți cum se lucrează. Da. Avem o firmă parteneră în Germania care e a treia în lume cu activitate din Australia, China, inclusiv în Iran. În Iran chiar lucrează în trei schimburi. Te lucrează la foc continuu. Și avem de la cine învăța, avem de la cine lua utilaje, lua modele, nu trebuie să inventăm, nu inventăm noi apă caldă. Așa e. Știm exact ce avem de făcut. De la partenerii noștri de afară. Este greu să lucrezi cu oameni? Grea întrebare. Părerea mea că colectivul de oameni pe care îl am eu, colegii mei, eu nu le spun oamenilor mei muncitorul, eu îi spun colegul. De câte ori s-a făcut reducere de personal, au plecat cei mai slabi. Mi-a rămas un nucleu de oameni pe care știu de foarte multă vreme și în care am încredere deplină. Și nu mi-e greu, ne știm din semne care ce are de făcut. Interesant. Deci sunteți mulțumit de felul cum lucrează. Deci aveți un colectiv format. Deja nu mai... Da. Bine a spus, ne știm din semne, din priviri. Fiecare știe ce are de făcut. Când v-am căutat, să știți că am rămas surprins. Oameni atenți la tot ce intră, cine intră. De fapt, cu mașina nu-i voie și știu de ce nu-i voie. Nu-i voie pentru că se pot întâmpla multe lucruri. Vă poate lua băieții și vă presează în două minute. Așa este. Și rămân fără mașină. Da. Aș vrea să vă întreb. Orașul ăsta, Satu Mare, să știți că e bine așezat, un oraș de câmpie, este chiar frumos. Să știți că vine un străin pentru prima dată și rămâne impresionat. Și vreau să vă spun că e și curat. Totuși, ce lipsește orașului acesta? Dumneavoastră vedeți lucrurile prin prisma omului care conduce o firmă mare și știți cum ar fi bine și ce ar fi bine. Pentru mine orașul mai frumos este Carei. Eu sunt carean. Da, nici nu ați greșit. E un oraș foarte frumos. Care în continuă schimbare și îmbunătățire, la Carei mă refer. Părerea mea că și în Carei și în Satu Mare lipsește divertismentul. Adică nu la cluburi mă refer. În sfârșit acum are și una și alta strand, care e un lucru, părerea mea, indispensabil vara. Da. În sfârșit. Parcuri de distracție. Părerea mea că lipsesc. Nu neapărat să intri într-un bar. Baruri sunt grămadă. Lipsește divertismentul, părerea mea. Da. Și locuri speciale pentru categorii de vârste. De exemplu, ce fac pensionarii sau ce fac
muncitorii care ies din fabrică, nu merge la crâjmă să bea o bere și gata, fericit. Pentru copii, iarăși. S-a trecut pe discotecile astea care, să știți că nu e un mijloc de educație. Ce se întâmplă acolo este anti-educație. Și cinstit, aveți dreptate, divertismentul lipsește. Însă orașul este, crește ca valoare prin construcții frumoase, prin firme care apar, prin oameni care doresc să realizeze ceva în viață și se sfarmă, se zbat, prin arhitectură, prin digul acesta care este senzațional și să-i mulțumim lui Uglar că a făcut digul și putem sta liniștiți. Vedeți că nu s-a mai întâmplat nimic cu Someșul ăsta, sta liniștit. Someșul nu e exploatat suficient. Așa este. Dacă faci o tură la vecinii noștri ungori, am observat că în zona Tocai, unde curge și pe acolo Isa, ați observat că sunt bărci de închiriat. Este divertisment pe marginea râurilor. La noi nu. Am auzit că și la noi se face un luciu de apă, se va lucra, se gândește și e bine. E bine. Domnule director, vă întreb pentru că, cinstit, îmi place să vorbesc cu dumneavoastră de toate și pentru mine sunteți o surpriză plăcută și pentru telespectatori va fi la fel. Vedeți, până acum spuneam că în România sunt trei clase sociale. Oamenii bogați, pătura de mijloc și săraci. Pătura de mijloc a dispărut. Nu mai avem. Avem un număr mai mic de oameni foarte bogați, chiar bogați încât e sfidător și nu întreabă nimeni de ce, cum s-au îmbogățit. Sărim peste clasa de mijloc care nu este și rămâne clasa mare, săracă, care dă tonul vieții sociale. Până acum dădea clasa de mijloc. Da. Ce se întâmplă? Ce ar trebui să facem? Vedeți, spuneam înainte că valorile pleacă. Copiii talentați, copiii care câștigă olimpiade, sunt vânați de universitățile mari străine, da, și pleacă la universități oferindu-le și bursă și loc de muncă după ce termină. Pleacă muncitori foarte bine pregătiți pentru că sunt plătiți mai bine. Pleacă doctori, spunea domnul doctor Rațiu la o emisiune că au plecat un număr de medici din satul mare enorm de mare, surprinzător. Oare mai putem sta liniștiți, pasivi, să aplaudăm? Ce să facem? L-am auzit pe președintele Băsescu spunând cu mândrie că avem afară aproximativ 3 milioane de oameni care și-au găsit locul. Asta nu e o mândrie, asta este o tristețe, că pleacă afară să-și caute locul de muncă, să-și lase țara, să-și lase pământul și prietenii și familiei să plece. Ce ar trebui să facem, domnule director? În locul multor comisii de anchetă care se fac în Parlament, ar putea face o comisie de analiză acestor situații și ce anume trebuie îndreptat și cum. Ei se anchetează unii pe alții acolo, în loc să se ocupe de problemele grave ale societății. Una dintre ele fiind asta, părăsirea țării. Da. Vă mai întreb ceva. Dumneavoastră la serviciu aveți foc continuu. Acolo se lucrează, acolo se aduc materiale, trebuie să fie cineva de servici, da, să preia. Nu credeți că în România, la ora actuală, sunt prea multe zile de sărbătoare? România, având nivelul ăsta de trai, ar trebui să lucreze și sâmbetele, nu să fie libere. Iar cu recuperarea zilelor, care se dau odată o zi pierdută, nu se recuperează niciodată. Adică îmi spune mie că merg aia de la Consiliu și stau 3 ore pe coridoare, fumează pe acolo și spune că a recuperat ziua. Nu! Prin muncă se recuperează, nu prin prezență la serviciu. Da. Că sunt prezenți. Păi sunt prezenți să muncească. Și sunt o serie de instituții care nu pot recupera. Sunt zile date
multe sărbători și le inventăm. Multe le inventăm. Și asta e în detrimentul dezvoltării țării. Sunt țări serioase, care au 3 zile importante, sărbători mari, câteva religioase și niște sărbători ale țării respective. Dar la noi, iertați-mă, dacă e ziua orașului, o facem zilele orașului. Dacă e ziua comunei, facem zilele, săptămâna comunei. Toată lumea numai pe scene, toată lumea își exprimă bucuria. De unde dracu atâta bucurie? Pentru ce? Pentru că trăim mizerabil. Șefii nu. Ei văd că oamenii se distrează. Aiurea. Își caută în buzunar să-și cumpere 2 mici. Eu spun, de unde atâția bani pentru organizare? Înseamnă că împărțirea banilor s-a făcut defectuos. Dacă în spital nu este pansament și ziua comunei ține 3 zile, e o problemă. Este. Este o problemă. Deci ordinea priorității nu a fost bună. Să știți că cineva va rupe lanțul și va termina cu sărbătorile astea venite așa, care cinstit, nu-și, nici oamenii da, de că... comună, nu vedeți că nu merg. Nu merg. Da, numai că trebuie să-și asume că va pierde în sondaje din partea bugetarilor, da, care sunt mulțumiți că mai avem 2 zile. Da. Bugetarii ăștia, știți, un om obișnuit la noi câștigă 250 de euro. Și în străinătate, în oricare țară o iei, ia 1500 de euro. Da. Și benzina e la fel de scumpă. Nu vi se pare că e caragioasă toată treaba? Și noi stăm și ne bălăcărim unii pe alții, conducătorii, și în loc să ne ocupăm, așa cum spuneați, de problemele stringente ale vieții, ale populației. Ce ar trebui să facă România să nu fie pe ultimul loc în... ca nivel de trai în Europa. Noi suntem pe ultimul loc. Că nivelul de trai se ia după PIB, după cât se atribuie, după salariul omului, după viața de toate zile, după costul zilnic. Aici suntem pe ultimul loc. Ce ar trebui? Am întrebat pe cineva ce ar trebui să facem. Știți ce mi-a spus? Spuneți. Să muncim. Să muncim. Prea mult stăm fără muncă și ne ocupăm de alte lucruri. Trebuie să muncească. Uitați-vă, în țară la noi, în oricare oraș, în perioada de lucru, de dimineață, de la 8 până la ora 4, străzile sunt arhipline, magazinele pline, barurile pline. Unde muncesc oamenii ăștia? Nu-i întreabă nimeni. Dă-mi muncești, e în serviciu. Vine din birou și stă la cafea. Vine, nu știu unde, stă la cafele. Nu se poate. Eu v-aș întreba, dar la consumul de alcool, cum stă statistica în Uniunea Europeană? Cred că acolo suntem pe primul loc. Cantitatea de alcool consumată pe persoană, pe locuitor. Sigur că sunt oameni care nu beau, dar sunt majoritatea care beau și alții care chiar beau serios. Din asta își fac o predilecție. Eu întotdeauna când am, eu spun musafir, dar pe dumneavoastră nu vă consider musafir pentru că v-ați integrat în concepția televiziunii noastre, extraordinar, obișnuiesc să le fac, să scot câteva trăsături de caracter ale persoanei cu care vorbesc. Eu n-am reușit să vă cunosc perfect, dar am spus că m-am pregătit pentru o emisiune interesându-vă de dumneavoastră. Da. Mi-au spus oameni foarte valoroși din județ, mi-a spus, o să ai cu cine vorbi. E un om extraordinar. E un om calculat. E un om perseverent. E cu bun simț. Eu aș sublinia câteva trăsături de conducător, în primul rând, ale dumneavoastră, pentru că între tinerii noștri din zilele noastre, ca să ajungi conducător, cam rar se întâmplă, dar sunteți, aveți ceva deosebit pentru a coordona. Aveți o gândire economică care îmi place. Duce spre dezvoltare, spre progres. O spun asta când o să ne aud atâta lume. Da. Știți să vorbiți cu toate categoriile de oameni și asta nu este la îndemâna oricui. În afară de asta, vreau să vă spun că sunteți harnic, dovediți multă competență,
Sunteți un om cu pregătire superioară și admir pe cei care ajung conducători, oameni cu pregătire. Sunteți un om prietenos, un om ospitalier, de cuvânt, punctual, că m-a surprins punctualitatea dumneavoastră la întâlnirile pe care le-am avut înainte aceste emisiuni. Sunteți ambițios și, sincer vă spun, foarte modest. Mă așteptam să spuneți, păi la mine să fac așa, acolo, cifrele alea și știți. Nu, ați fost foarte modest și ați spus realitatea care există, dar cu perspectiva pe care o vedeți. Și asta mă bucură. Vedeți dezvoltare, știți ce e bun și ce nu este bun. În afară de asta, vreau să vă spun că sunteți în pas cu noul și, cel mai important, în tot ce faceți dumneavoastră, vă caracterizează bunul simț. Acestea ar fi câteva trăsături pe care eu am puterea de a le scoate din caracterul dumneavoastră. Și sunteți printre puținii invitați din mulții care am avut, care se bucură de asemenea trăsături. Domnule director, eu acum că suntem în preajma sărbătorilor și sărbătoarea marea sărbătoare a nașterii Domnului și anul nou, ce vreți să transmiteți familiei și colaboratorilor dumneavoastră și locuitorilor sau celor care ne ascultă? Le văd? Transmit tuturor sărbători frumoase, odihnă plăcută, pentru că e o perioadă acum de odihnă. Noi, de exemplu, la Remat începem în 8 ianuarie. Colectare mai facem în câteva puncte și pe satul mare și pe restul zonelor, dar de început începem pe 8. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor pentru relațiile pe care le-am avut, foarte bune, și celor noi care au mai apărut anul ăsta. Permanent, anual, avem una, două, trei firme noi cu care intrăm în legătură și care se înființează nou. Tuturor numai bine. Dați-mi voie și mie ca numele conducerii televiziunii a lui Răzvan și a tuturor de la Nord-Vest și a gazetei să vă spun că mi-a făcut mare plăcere, a fost chiar o onoare pentru mine să discut cu dumneavoastră. Și pentru mine, mulțumesc. Și aș vrea să vă transmit sărbători fericite, să dea Dumnezeu ca în familia dumneavoastră să fie întotdeauna lumină și ambianța pe care o simt că o aveți. În afară de aceasta, vă doresc să existe această frumoasă colaborare între colegii de muncă, că așa le spuneți dumneavoastră, da. Și am rămas impresionat, să vă bucurați de succese care să vă însoțească pretutindeni în tot ce faceți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Mersi. Cu toată plăcerea, să știți că a fost o cinste, o onoare pentru mine să vă am aici în studiu astăzi. Stimați telespectatori, cred că sunt pe gândul dumneavoastră că discuțiile pe care le-am avut cu domnul bucureștean Marius, directorul general de la Remat Satu Mare, prin discuțiile acestea am aflat o serie de lucruri, nu numai despre activitatea dânsului, dar și despre ceea ce simte dânsul ca și cetățean al acestei țări. Și să mă ierte că l-am întrebat de toate lucrurile, dar l-am întrebat pentru că am avut cu cine discuta. Și este foarte bine să aud păreri din partea oamenilor competenți. Să-mi permită să spun că este unul dintre cei mai competenți oameni pe care îi avem noi ca tineri care conduc o serie de firme mari, așa cum este Remat. Vă doresc sărbători fericite dumneavoastră, telespectatorilor, să aveți bucurii, împliniri și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine. Până la nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!